Guvernul României a tras de timp cât a putut. Dar timpul s-a sfârșit. Luni va fi declanșată o grevă generală a profesorilor. Asta înseamnă închiderea anticipată, cu toate consecințele de rigoare, a anului școlar. Treaba este foarte serioasă. Profesorii sunt foarte hotărâți să meargă până la capăt. Pentru că Prea de mulți ani uh, li s-au făcut uh, promisiuni care nu au fost onorate de către parlamentari și de către uh, oamenii din uh, executiv. Uh, în consecință, uh, au scos pistoalele pe masă profesorii și învățătorii. Este cea mai serioasă acțiune de protest din ultimii ani.